Bună ziua, dragi prieteni din vărsător! Haideți să vedem la vărsător. Tristețe, visați la persoană. Ați vrea să fie cu dumneavoastră această persoană, o căutați, vă caută, vorbiți, văd că. Ori această persoană are familie, ori este departe de familie. Sau aveți familie și este departe. Sau nu vă înțelegeți în familie. Dar văd că, da, nu comunicați bine, certuri. O persoană se întoarce la dumneavoastră, dar se comportă ciudat. Opa. Stai că era alta parte. Asta. Așa. Multe vești așteptați. Multe vești. O să primiți aceste vești care le așteptați bucuroase. Vești bune, adică o să vă bucurați de veștile astea. Nu sunt bârfe și nu sunt minciuni. Vă gândiți, vă văd mult la telefon, comunicați mult la telefon cu persoana iubită. Unii, da, poate nu la toată lumea. Nu vi se potrivește, ascultați. Semnul ascendent sau semnul lunar. Mai văd că primiți o veste despre o femeie. Trădătoare. Dar veștile astea pot fi rele, dar pot fi minciuni. Sau vești bune, dar nu sunt adevărate. Vești rele nu sunt adevărate, da? Deci șarpele este minciună. Sunteți triști, tristeți în această săptămână, nu vă simțiți bine, această persoană sau urmăriți, nu comunică, se comportă altfel. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.